veți vedea ce execută pompierii pe lângă acele activități specifice de stingere a incendiilor. Ne vom deplasa și vom vedea pe platoul subunității câteva accesorii autospeciale pe care le avem în dotare și deplasându-ne în coloană, frumos, da, câte doi, la nivelul fiecărei autospeciale accesorii, vom discuta și despre aceste activități pe care noi le desfășurăm. Elevii brăileni au vizitat Inspectoratul pentru Situații de Urgență cu ocazia Zilei Protecției Civile, sărbătorită pe 28 februarie. Copiii au admirat aparatura și mașinile din dotarea ISU și au visat că într-o zi vor ajunge și ei să salveze vieți în costumul de pompier. Anul acesta se împlinesc 83 de ani de la atestarea documentară a protecției civile în România. Începutul organizării protecției civile în România îl constituie în altul decret legal numărul 468 din 28 februarie 1933, prin care se aprobă regulamentul apărării pasive contra atacurilor aeriene ca o necesitate a protejării populației civile rezultat în urma efectelor devastatoare ale Primului Război Mondial. Organizarea apărării pasive în România se realizează pe un plan superior în anul 1939, când a fost promulgată legea pentru apărarea antiaeriană activă și pasivă a teritoriului, lege care ulterior este concretizată printr-o serie de decrete ale Guvernului. ISU Brăila a achiziționat la sfârșitul anului trecut două embarcațiuni de salvare din aluminiu și două embarcațiuni de intervenție și salvare cu chilă rigidă și borduri moi gonflabile, precum și o motopompă remorcabilă de capacitate mare. În dotarea Inspectoratului pentru Situații de Urgență, în urma achiziției făcute de Inspectoratul General prin proiectul POS-Mediu, la noi, la Brăila, au fost repartizate ca dotare nouă două embarcațiuni de intervenție și salvare cu chilă rigidă și borduri moi, două embarcațiuni de salvare din aluminiu cu motor, o autospecială de intervenție pentru stingerea incendiului cu capacitate de 5.000 de litri, o autospecială cu echipament specific pentru transport scafandrii, o motopompă de capacitate mare și alte câteva accesorii necesare pentru desfășurarea activității acestor autospeciale care au intrat în dotarea noastră. Acestea sunt în curs de înmatriculare și alocare la drepturi, urmând ca în cel mai scurt timp să le operaționalizăm și să le folosim la intervenții. Valoarea totală a acestor bunuri intrate în unitatea noastră la finalul anului trecut este de aproximativ 2.800.000 de lei. Noile echipamente din dotarea pompierilor au fost repartizate în teritoriu și urmează să fie finalizate procedurile de alocare a cotei de carburant, de instruire a personalului care urmează să le deservească și de înscriere în inventarul unității.